Atunci când primim copii, atunci când primim un copil, suntem dispuși să facem tot ce ține de noi ca să știm că îi oferim ce este mai bun. Suntem în stare să facem sacrificii, suntem în stare să plătim orice preț ar trebui să-l plătim, să știm că copiii noștri sunt în siguranță, au toate lucrurile de care au nevoie. Dar, dincolo de ceea ce putem noi să facem, este ceva ce numai Dumnezeu poate. Și ceea ce numai Dumnezeu poate este o binecuvântare pe care cred din toată inima că Dumnezeu o are pregătită încă din veșnicie pentru fiecare ființă pe care El o aduce în viață pe pământ. De aceea cred că această zi este o zi în care Dumnezeu lasă binecuvântarea unică, specială pentru acești copii care au fost aduși înaintea Lui. Pentru cuvântul care ne stă înainte, vă invit să stăm ridicați. O să citesc doar câteva versete din Iov, capitolul 1. Iov, capitolul 1, primele 5 versete. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și s-a abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula des de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci, zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Amin. Să ne reașezăm. Binecuvântarea lui Dumnezeu este un act suveran pe care El decide să ne-l ofere. Această binecuvântare pe care Dumnezeu o dă poate să fie o binecuvântare obiectivă, adică Dumnezeu lasă binecuvântare peste cine vrea El, dar și o binecuvântare universală peste toți oamenii. Bună oară, Domnul face să răsară soarele peste toți oamenii, lasă ploaie, lasă zăpadă, peste toți. Este o binecuvântare pe care Dumnezeu o oferă în suveranitatea Lui tuturor. Există însă și un alt nivel al binecuvântării pe care Dumnezeu îl lasă nu în mod obiectiv, ci condiționat. Această binecuvântare condiționată poate să fie o binecuvântare lăsată peste o națiune și în Deuteronom citim despre condiționările pe care Domnul le aduce în fața poporului Israel, astfel încât națiunea să fie binecuvântată. La fel, binecuvântarea condiționată a lui Dumnezeu poate să vină peste o familie. Și, nu în ultimul rând, această binecuvântare poate să vină peste o persoană. În această zi aș vrea să vorbesc câteva lucruri despre o condiționare care ține de noi, ceva ce noi putem să facem astfel încât copiii noștri să primească, să-i expunem, să creăm un spațiu în care copiii noștri să fie binecuvântați de Dumnezeu. Și mesajul pe care Domnul a pus pe inimă pentru această zi specială din viața bisericii dumneavoastră și acestor familii, l-am intitulat Locul Binecuvântării. Locul Binecuvântării. Noi ca părinți suntem responsabili să creăm un loc al binecuvântării. Am convingerea aceasta, și am citit din Iov, am convingerea că Iov, dincolo ce știm despre el ca persoană, a avut tărie, a avut inspirația, dedicarea și responsabilitatea să creeze în casa lui un loc al binecuvântării. Ce înseamnă acest loc al binecuvântării? Ce ține de noi ca părinți să creăm un spațiu, un loc unde Dumnezeu să-i binecuvinteze pe copiii noștri? Iată ce învățăm din Scriptură și o să plecăm în câteva direcții în această călătorie. În primul rând, locul
locul binecuvântării înseamnă nu doar să oferim o casă copiilor noștri, ci să le oferim acasă. Adică copiii noștri să aibă un spațiu, nu doar unde să fie protejați de ploaie, de frig, de căldură, ci să aibă un spațiu în care să se simtă acasă. Sunt mulți oameni care oferă condiții extraordinare copiilor lor, dar nu le oferă acel sentiment, acea trăire că ajung acasă. Când copiii, când noi ca părinți venim înspre casă, ar trebui să fim marcați de această liniște, de această pace, de această bucurie, că ajungem într-un spațiu mai mult decât o casă. Ajungem acasă. Este acel confort psihic, acel confort spiritual pe care numai acasă putem să-l găsim. Dar acest acasă trebuie creat, nu vine de la sine. Noi putem construi o casă, dar trebuie să facem acasă, și acasă este un loc al relației, pentru că ține de tot ceea ce, sau de toți care sunt implicați în acest acasă. Ce înseamnă acest acasă? Acasă înseamnă locul cel mai sfânt. Cel mai sfânt loc care trebuie să fie pe fața pământului pentru noi și pentru copiii noștri trebuie să fie acasă. Am citit despre Iov că după zilele de ospăți pe care copiii lui le dădeau, și este un lucru extraordinar să vedem că Iov a fost un tată cu atâta înțelepciune încât în primul rând i-a învățat pe copiii lui să fie uniți. Nu erau dezbinați, nu se întâlneau cu alții, nu dădeau ospețe altora, ci Iov și-a învățat copiii să se întâlnească ei între ei. A sădit unitate în familie, între copii, că sunt atâția părinți care sădesc dezbinare, din păcate. Dar iată un tată înțelept care zidește unitate și după acele zile de ospăți spune cuvântul lui Dumnezeu că Iov îi chema pe copiii lui și ce făcea? Îi sfințea. Înseamnă că și-a asumat acest rol să creeze un spațiu numit acasă în care toți sunt sfințiți, adică puși deoparte pentru un scop. Asta înseamnă să fim sfințiți, să ne punem deoparte pentru un scop. Și scopul nu trebuie să-l inventăm noi. Scopul ni l-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu a dat și scopul familiei, dar și scopul individual pentru fiecare dintre noi. Dacă mergem în 1 Corinteni, în capitolul 7, la o întrebare pe care niște surori de acolo puneau dacă trebuie să continue să rămână căsătorite în condițiile în care soțul este necredincios, inspirat de Duhul Domnului, Apostolul Pavel îi spune: rămâneți în statutul pe care l-ați avut atunci când l-ați cunoscut pe Domnul. Nu vă despărțiți de soțul necredincios, decât dacă vrea el să se despartă. De ce spune lucrul acesta? Pentru că, spune Apostolul Pavel, prezența unui credincios în spațiul familiei, adică acasă, îi sfințește pe ceilalți. Ce înseamnă asta? Că îi mântuiește? Nu! Înseamnă că în această ciocnire a împărăților spirituale, cea reprezentată de cel credincios, și anume împărăția luminii, și cea reprezentată de cel necredincios, adică împărăția întunericului, cu siguranță va învinge împărăția luminii. Pentru că este suficient să aprinzi un chibrit și îl vezi de la 20 de kilometri. Întotdeauna împărăția luminii va domina acest spațiu pe care trebuie să-l creem. Deci este un spațiu al sfințeniei. Cel mai sfânt spațiu din viața ta trebuie să fie acasă. Apoi, acasă înseamnă spațiu cel mai sigur. Spațiu cel mai sigur. Îl vedem pe Iov atent, urmărind ce se întâmplă cu copiii lui. El a creat acest acasă, dar acasă nu este haos, ci Iov creează acest spațiu de siguranță în care se pot și manifesta, se poate și discuta. Și atunci întrebarea pe care mi-am pus-o ca să creăm acest acasă: ce se întâmplă cu spațiul acesta când ajung eu acolo?
Ce aduc eu cu mine când intru în casă? Ce se întâmplă cu ceilalți când apar eu acasă? Că de cele mai multe ori atunci când simțim casa în nesiguranță, începem să ne punem întrebări, ce face celălalt pentru siguranța casei? Ce aduce celălalt în casă? Nu, întrebarea corectă este alta. Ce se întâmplă, ce aduc eu în casă în momentul în care deschid ușa? Aduc un sentiment de siguranță sau unul de teamă, poate de teroare, de nesiguranță? Ce se întâmplă cu ceilalți din casă când apar eu? Se adună toți și toți încep să mișună, începem să facem lucrurile împreună? Sau dintr-o dată ne dăm seama că eu trebuie să mă duc să-mi fac duș, eu am teme acum. Și dintr-o dată ne dăm seama că dispar toți. Acesta este un element dacă eu sunt un factor de siguranță în casa mea sau de nesiguranță. Locul binecuvântării, locul unde Domnul revarsă binecuvântare și mi-a plăcut că a citit psalmul 133 la început, este un loc unde Domnul dă binecuvântare, spune acolo. Acolo dă Domnul binecuvântare. Este acasă care este spațiul cel mai sfânt, spațiul cel mai sigur. Este spațiul împlinirii. Spațiul împlinirii este acasă. Întâlnim atâția oameni și în slujirea pastorală întâlnesc atâția oameni care spun, atâta sunt de neîmplinit acasă la mine. Nu uitați, copiii noștri sunt binecuvântați dacă reușim să creăm acasă. Și mulți dintre părinți spun, dar eu nu sunt împlinit, cum va putea copilul meu să fie împlinit acasă? Și tot timpul avem ochi pentru ce trebuie să facă celălalt. Din nou, întrebarea corectă nu este dacă celălalt mă împlinește pe mine, ci întrebarea corectă este partenerul meu, sunt copiii mei împliniți prin prezența mea în casă? Aduc eu împlinire spirituală în primul rând casei mele? Aduc eu împlinire relațională casei mele? Aduc eu împlinire intelectuală casei mele? Aduc eu împlinire materială casei mele? Aceasta trebuie să fie întrebarea, nu așteptare egoistă, ci una altruistă. Ce aduc, creez eu acel sentiment de acasă? Și nu în ultimul rând, acasă înseamnă locul formării. Locul formării. Spunea cineva, îi punea o întrebare retorică, cine ne crește copiii? Cine ne crește copiii? Și răspunsul era, cine petrece timp cu ei, cine îi șlefuiește și cine le umple mintea. Suntem noi acei oameni, ne uităm la Iov, un om foarte ocupat de altfel, care își făcea timp pentru copiii lui să-i formeze. Pe lângă faptul că aducea jertfă, stătea de vorbă cu copiii lui și în felul acesta a creat acest acasă ca spațiul al formării și ca spațiul al slujirii. Deci, în primul rând, Domnul dă binecuvântarea în locul în care n-avem doar casă, ci am creat un acasă. În al doilea rând, locul unde Domnul dă binecuvântarea este locul casei cu priorități. Locul priorităților. Și anume, dacă vrem copiii noștri să primească binecuvântarea din partea lui Dumnezeu, înseamnă că noi nu putem să creăm din casa noastră un loc al haosului, al anarhiei, al, știu eu, cum zicea fratele, norocului, ci trebuie să fie un loc al priorităților. Numai că noi nu suntem chemați să ne inventăm prioritățile după cum credem noi, ci prioritățile trebuie așezate după cum cel care a creat familia le-a așezat în casa noastră. Vedeți, trăim într-o vreme în care se încearcă redefinirea tuturor lucrurilor. În Statele Unite este această cultură woke, nu? Care neagă orice, neagă istoria, acoperă valorile, trebuie reinventată lumea, trebuie reinventat omul, omul nou. Este un concept, până la urmă, marxist și nu vreau să intru în această discuție, dar trebuie reinventate toate. Până la urmă, a trebuit să fie reinventată și familia. Și oamenii tot încearcă să reinventeze familia până când au ajuns să nu mai însemne nimic. Ce mai înseamnă familia astăzi? Fiecare o definește cum vrea, nu? Familia a fost creată de Dumnezeu și nu vă uitați, nu vedeți dumneavoastră cum cele două cele mai importante instituții pe care Dumnezeu le-a creat sunt cele mai lovite? Biserica și familia?
Deci noi nu suntem chemați să reinventăm familia, ci suntem chemați să descoperim prioritățile pe care Dumnezeu le are pentru familia noastră. Cum le vedem? Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă că n-ați auzit niciodată nicio predică despre Iov și n-ați citit niciodată cartea Iov. Și puneți mâna, găsiți așa o carte pe care scrie Biblie. Și ajungeți la un moment dat la cartea Iov și începeți să citiți despre un om pe care îl chemea Iov și voi citi vreo 38 de capitole în care se vorbește numai despre cât de mult a suferit omul ăsta. Și a suferit pe nedrept și cum se raportează alții la suferința lui și cum se zbate el în interiorul lui să descopere, să găsească sensul suferinței lui. Și nu poate. Și dacă v-aș întreba, spune-mi în câteva cuvinte, povestește-mi despre omul ăsta Iov. Eu personal aș spune, Iov este un om care reprezintă pe toți cei care suferă fără să aibă conștiință sau o cunoaștere despre scopul, sensul, sursa suferinței lui. Apoi, m-aș gândi, dacă aș citi așa, fugitiv, cartea Iov, că a fost și un om foarte bogat. Foarte bogat, cel mai cuvază din vremea lui. Ce mi-ar mai veni mie în minte despre Iov, e că a avut și familie. 7 fii, 3 fete... Și dacă m-ar mai iscodimul să mai zic ceva despre Iov, mi-aș aduce aminte și de faptul că era un om credincios. Cam asta e ordinea în care, cu mintea mea omenească, aș proiecta viața lui Iov. Prioritățile însă nu trebuie să le ordonăm după cum noi vedem lucrurile, ci după cum Dumnezeu din ceruri le vede. Și haideți să vedeți ce fotografie îi face Dumnezeu de deasupra lui Iov. Și cum așează Dumnezeu ordinea priorităților în viața lui Iov, în viața familiei lui Iov, astfel încât casa lui Iov să fie un loc al binecuvântării. Primul lucru pe care Dumnezeu îl evaluează în viața lui Iov este viața spirituală. În țara Uți era un om pe care îl chema Iov. Și omul ăsta era neprihănit la suflet, neprihănit, curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se feria de rău. 4 calități și toate de ordin spiritual. Deci, dragă tată, dacă vrem să creăm un spațiu al binecuvântării pentru copiii noștri, prima prioritate pe care trebuie să o avem în viață, trebuie să fie de ordin spiritual. Numai ne gândim, mă, o fi fost ăsta neprihănit, că o fi trăit singur undeva, pe aici, pe la Pucioasa, sus pe munte, nu l-a bătut nimeni la cap, liber fiind, poți să fii neprihănit. Și dintr-o dată surpriză, bă, era neprihănit, dar nu era singur. Avea familie. Și următoarea descriere pe care Domnul o face lui despre Iov, ne-o face despre Iov, este și avea 7 fii, 3 fete, o familie numeroasă, o familie care îl întinde, care îl provoacă, copii care nu stăteau așa liniștiți toată ziua, dădeau o specie, îi întindeau emoțiile lui Iov. Nu era simplu pentru Iov în zilele alea de ospăț. Vă dați seama cât îl frământa. Bă, oare ce fac prunci ăștia acum, mă? Bă, oare ce le trece prin cap, mă? Și îl întindeau lucrurile. Și neprihănit. Viață spirituală, viață familială. Și după ce face descrierea vieții lui profesionale, revine la preocupările pe care Iov le are pentru familie și spunea. Și după zilele astea de ospăț, îi chema... Și aducea o jertfă pentru copiii lui. Știți cum ar fi sunat asta? Cum ne rugăm de multe ori noi, când zicem, bă, hai să ne rugăm și pentru copii. Doamne, binecuvintează-ne copiii, ai grijă de ei când îi vedem noi, să-i vezi tu, puneți mâna peste ei. Nu. Altfel este rugăciunea lui Iov. Altfel este slujirea lui Iov. Pentru că spune, aducea, nu o jertfă, câte o jertfă. Bă, nu știu cât durează să aduci o jertfă. Da 10. Și era neprihănit și avea timp pentru familie. Și a treia prioritate pe care Domnul o observă în viața lui Iov este viața lui profesională. Și spune, și avea 500 de cămile, și avea nu știu câte măgăriți, nu știu cât, un număr extraordinar de mare de slujitori. A, dar stai un pic.
Cum poți să fii și neprihănit, să ai și dita mai familia, și business? Adică ăsta nu era pe șomaj. Ăsta avea activitate. Dar ce este frumos și iată care sunt cele trei categorii, cele trei domenii pe care Domnul le urmărește ca priorități în viața lui Iov. Viața spirituală, viața familială și viața profesională. Frumusețea este că Domnul ne prezintă un fel de echilibru, de balanță între cele trei domenii din viața lui Iov. Deci, în primul rând, Domnul lasă binecuvântare în locul care este acasă, dă sentimentul de acasă. Apoi, dă binecuvântare într-o casă unde sunt așezate clar prioritățile și casa aceea este focalizată pe viața spirituală, pe familie și pe muncă, într-un echilibru perfect. Al treilea loc este locul protecției. Locul protecției. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că noi ca părinți suntem responsabili să creăm acasă la noi un loc al protecției unde Dumnezeu va lăsa binecuvântare peste copiii noștri și peste noi. Locul protecției începe prin cunoașterea copiilor. Prin cunoașterea copiilor. O să aduc două exemple acum. Primul exemplu este din același pasaj, pentru că ne spune că Iov îi chema. Iov îi chema. Asta înseamnă că interacționa cu ei și s-a spus de atâtea ori la serviciile de binecuvântare că copiii n-au nevoie atât de mult de lucrurile pe care putem să le oferim, cât au nevoie de noi, care le vom oferi și lucruri. Deci, Iov este personajul din Scriptură, modelul din Scriptură, care interacționează și își cunoaște copiii. De-aia aduce jertfe pentru ei. Că știe că trebuie. Ei, bine știa. Cred că la câte unul zicea, mă, pentru ăsta trebuie să caut un miel fără cusur. Pentru ăsta trebuie să aduc un taur. Ok? La ăsta o turturică. Da? Pentru că îi cunoaște. Vreau însă să vă aduc un al doilea exemplu, grăitor. Este din tot din Vechiul Testament, din Cartea Geneza, în capitolul 33, este o imagine extraordinară. Am descoperit-o privind-o cu alți ochi, privind la familie. Este vorba despre Iacov. Iacov care este într-un moment crucial al vieții lui. El fuge de la socrul său. Adică o chestiune normală, nu? Fuge și pentru că l-a înșelat. Am zice, bă, nici asta nu-i... Da, asta la o conferință de familie. Fuge de socrul său, numai că se află într-o situație imposibilă. În spate-i moarte, în față-i moarte, pentru că vine Esau. Și Esau nu este altceva decât trecutul său. Și iată-l pe Iacov în situația în care în spate este înșelăciunea lui, în față este exact trecutul său într-o oglindă perfectă și anume ce-a făcut el din Esau venea acum înspre sine și însemna tot moarte. Toată viața lui Iacov n-a trăit decât pentru sine. N-a avut ochi pentru nimeni. Nu i-a păsat de Esau, nu i-a păsat de maică, sau nu i-a păsat de taică, sau nu i-a păsat de socru, sau a călcat peste sentimentele oricui ca să-și atingă scopurile. O viață, o filozofie de viață machiavelică, cum nu mai vezi la un alt personaj din Scriptură. Dar vine momentul adevărului. Și este în situația în care nu mai știe ce să facă, să salveze ce se mai poate salva. Harul lui Dumnezeu este că înainte să-l întâlnească pe Esau, îi dă Domnul așa un exit, dincolo de pârâul Iabocului. Trece dincolo de pârâul Iaboc, se întâlnește cu Domnul, îi dă Domnul bine, îl vine înapoi, dar când vine înapoi, nu mai vine Iacov. Pentru că atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu, nu mai rămânem noi, ci Dumnezeu face altcineva din noi.
Nu doar o variantă îmbunătățită, o transformare adâncă, radicală a ființei noastre este întâlnirea cu Dumnezeu. Și când vine înapoi, vine Israel, nu mai este Iacov, și de acum poate să se întâlnească cu Esau, că nu mai era Iacov, era Esau de acum. Și dacă am fi citit și înainte, cu un capitol, dacă ne-am fi uitat și înainte decât capitolul 33 din Geneza, în capitolul 32, Iacov își face planurile și spune așa: hai să văd cum pot să salvez ce se poate salva și care este, atenție, ordinea în care sunt gata să pierd lucrurile. Și acum putem să ne dăm seama dacă Iacov într-adevăr a fost sau nu a fost transformat. Înainte de pârâul Iabocului, tare am impresia că și-ar fi împins familia, oamenii în față și și-ar fi pus în spate toate bunurile pentru care s-a zbătut o viață întreagă să le salveze. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa: Iacov a luat toate turmele, toate bunurile, tot ce a agonisit și a pus în față. De fapt, punându-le în față, înseamnă că le-a pus ultimele în inimă. Dar ce s-a întâmplat cu tine, Iacov? Și apoi, zice cuvântul Domnului, și apoi a luat slujnicele cu copiii lor, după aia pe Lea cu copiii ei și la sfârșit de tot Rahela cu prințișorul. Și uitându-ne la această linie, ne dăm seama de o ordine a priorităților. Apropo de priorități. Și acum erau bunurile și oamenii într-o anumită ordine. Și cuvântul Domnului spune așa: iar el, zice, a trecut înaintea lor. Adică înaintea oamenilor. Pentru că Iacov a declarat fără cuvinte următorul lucru: dacă vine Esau să taie cât vrea din tot ce am agonisit, dar să le taie pe toate, chiar nu mai îmi pasă, dar înainte să piară ai mei, pier eu. Înainte să se atingă de ai mei, se atinge de mine. Pentru prima dată are ochi pentru cei din jur. Și apoi se întâlnește cu Esau, se împacă, se îmbrățișează și Esau zice: no, haide acum să mergem în casa părinților noștri. Și Iacov zice: auzi, du-te tu înainte singur. Da, bă, te-ai împăcat, cum e să mergem împreună? Nu-i fain să mergem împreună acum? Uitați-vă de ce, cât de important este să-ți protejezi familia. Și zice Iacov așa, versetul 13 din Geneza 33: Esau, eu acum văd ce n-am văzut toată viața mea. Am copii mici. Cornilescu traduce micșori. Și apoi începe și am vaci fătate, auzi, dacă îi forțezi pe ăștia, mor pe drum. Auziți ce zice Iacov? Îmi cunosc copiii. Îi știu. Știu cât pot duce. Esau, nu, hai cu ei, că așa facem noi în familiile altora. Le spunem noi altora cum trebuie să fie ritmul copiilor și ce trebuie să fie copii și ce să facă copii. Că noi mai bine știm decât alții în casele lor ce trebuie să facă. Și Iacov zice, nu, nu. La mine în casă eu îmi cunosc copiii, eu știu cât pot duce, eu știu ritmul lor, eu mă duc la pas cu ei. Du-te tu cu copiii tăi, du-te tu cu familia ta în ritmul tău, dar nu impune ritmul tău altei familii. Pentru că eu îi cunosc. Un spațiu al binecuvântării este un spațiu al protecției prin cunoașterea copiilor, prin stabilirea direcției pentru copii și mai ales prin stabilirea ritmului în care aceștia pot să meargă. În aceeași familie avem copii care sunt rachetă. Luni, fanfară, marți, pian, miercuri, stăruință, joi, studiu, vineri,
nu știu ce, social. Sau ce mai aveți pe aici? Nici nu-i vedem, ăștia mâncă numai sandwich-uri, că n-au timp să stea acasă. Numai slujirile curge prin vene, nu sânge. Și ai altul, în aceeași casă. Ai altul. Când zici seara, hai la rugăciune. Așa-ți vine la rugăciune, de tragi cu el, de zici că speli cu mopul pe jos. Alt ritm. Stai că vin, zice. Asta e expresia, că nici să nu zică că nu ascultă, dar să te întărâ, te întinde ca un elastic. Și zice, imediat. Știți ce înseamnă acest imediat? Lasă-mă în ritmul meu. Ce facem ca părinți? Dacă o luăm cu ăla cel mai rachetă, imediat nu o să-l mai vedem pe ălalalt, că-l pierdem. Dacă rămânem cu ăsta numai, lăbărțăm prea tare casa, pierdem unitatea casei. Ce de făcut? Aici înțelepciunea părinților care trebuie să creeze un spațiu al protecției. Să stăm cumva într-un ritm în care să-i aducem cât de cât pe toți ca să călătorim împreună, fără să pierdem pe vreunul. Să creăm acel ritm comun. Asta înseamnă să-ți asumi locul protecției. Deci, Dumnezeu dă binecuvântare în locul care se numește acasă, acolo unde ești confortabil, în care n-ajungi cu stres, în care nu te mai întrebi, oare astăzi ce-o mai fi, din ce încep lucrurile iară? Nu uitați, primele victime ale locului unde nu este siguranță sunt copiii. Eu am întâlnit tineri care au zis, abia aștept să fac 18 ani, iertați-mi expresia, să scap de casa asta de neboni. Pentru că acasă nu era un loc al siguranței, al sfințeniei, al împlinirii, al formării, al slujirii. Nu era acasă. Aveau lux, dar nu acasă. Locul binecuvântării, apoi, este locul priorităților. Și Dumnezeu se uită la Iov și zice, era un om neprihănit, viață spirituală, avea copii, avea timp pentru familie și muncea, era eficient și la serviciu. Asta este ordinea priorităților pentru un om tată înțelept. Și apoi, un loc al protecției. Cunoaște-i pe cei din jur. Stabilește direcția, stabilește ritmul în care poți să meargă și așează-te tu în locul în care vei da și direcția și ritmul. Închei lăsându-vă aceste gânduri, nu corective, nici preventive, dar pentru ca să păstrați acel loc, așa cum Dumnezeu l-a creat să fie locul binecuvântării, înțelegeți-le acum locul lor, pentru ca, așa cum Dumnezeu să fie o binecuvântare pentru copiii voștri, ei să fie de acum o binecuvântare pentru voi. Înțelegeți-le locul ca ei să continue să fie o binecuvântare pentru voi. Este un principiu aici. Copiii nu trebuie să ia locul partenerului de viață niciodată. Nu trebuie să... Și este un risc. Este un risc acesta. Pentru că locul copilului, metaforic vorbind, nu este între părinți, ci alături de părinți. Când îl punem pe copil între soț și soție, s-ar putea, și am citit această statistică, dar nu-i cazul să o spun acum, despre anumite etape din viața de părinți, de soț și soție, și vin anumite crize odată cu plecarea copiilor de acasă, pentru că trebuie să înceapă să se redescopere și soțul și soția, mama și tata, trebuie să-l redescopere pe cel abandonat cu vreo 20 de ani în urmă. Ori greu, e dificil. Sunt mulți părinți care nu se mai regăsesc împreună după ce încep să le plece copiii. De ce? Pentru că i-au așezat pe copii în locul greșit în familie. Nu între, alături. Soțul și soția trebuie să rămână împreună.
Apoi, încă două, trei lucruri, câteva potențiale provocări, trei doar eu să vă las. Părinții pot pierde echilibrul relației dintre ei odată cu apariția copiilor, tocmai prin investiția poate exagerat de mare pe care o facem pentru copii în detrimentul partenerului de viață. Apoi, asumarea responsabilităților doar de către un părinte poate să fie un pericol enorm pentru familie și se pierde echilibru familiei. O altă potențială provocare poate să fie perfecționismul. Nu mă uit doar la Doamne acum, măcar că s-i ispitit să fac asta, dar ce vreau să vă spun este că iubindu-ne foarte mult copiii, dorindu-le cei mai buni din lumea asta pentru ei și numai din lumea asta, mai ales din lumea cealaltă, s-ar putea la un moment dat să ne dezechilibrăm noi mintea, și atenție mare acum, să stabilim ținte prea înalte și nerealiste de la copiii noștri. Ba, mai văzut așa prin niște biserici, nu asta, de la niște prieteni am auzit, despre biserici în care părinții au intrat în competiție, familii intrate în competiție între ele pe seama copiilor. A meu e olimpic. A meu e cel mai bun la pian. A meu e cel mai bun la fotbal. Și începem să concurăm între noi, ne batem în copii. Dragii mei, atunci când simțim competiția asta sau când privim ființa pe care Dumnezeu a lăsat-o în casa noastră cu nerealism, s-ar putea să stabilim niște ținte prea înalte pentru copiii noștri și să-i chinuim. Lăsați-i pe copii să fie copii și lăsați-i normalitatea pe care Dumnezeu i-a lăsat. Că nu trebuie să fie cei mai buni și la matematică, și la fizică, și la geografie, și la engleză, și la educație fizică, și la muzică. A meu numai 10 în linie. Stau să mă întreb, cât de chinuiți sunt copii? Cu ce drag vor abandona la un moment dat ce nu mai vor să facă copiii ăștia? Pentru că perfecționismul s-ar putea să se întoarcă împotriva copilor și împotriva noastră. Și nu în ultimul rând, în situațiile de criză. Fiți pregătiți pentru situații de criză. Situațiile de criză, sigur, dacă sunt de criză și neprevăzute, n-ai cum să le prevezi. Avem nevoie de niște resurse, avem nevoie de resurse spirituale atunci, avem nevoie de resurse relaționale și avem nevoie de resurse financiare atunci. Fiți înțelepți și pregătiți-vă pentru neprevăzut. Nu vă scoateți ochii și nu vă reproșați unii altora. Este cea mai frecventă greșeală pe care am văzut-o la părinți. Când alunecă un copil într-o criză, când alunecă copilul într-o criză, ce facem ca părinți? Ne unim sau ne scoatem ochii? Începem să ne reproșăm. Dacă ai fi fost mai permisiv, dacă n-ai fi fost atât de aspru, dacă le dădeai mai mult, dacă nu le dădeai atâta. Oricând putem să venim cu argumente că celălalt n-a făcut bine ce a făcut și de aceea ai copilul în criza. Atunci când va veni criza în viața copiilor, stați uniți. Nu vă puneți unul împotriva celuilalt. Nu căutați vinovați. Uniți-vă atunci mai tare. Pentru că nu uitați. Sunt lucruri pe care le putem schimba în viață. Dar sunt lucruri pe care nu o să le puteți schimba niciodată. Un lucru pe care nu-l puteți schimba este că ce v-a dat Dumnezeu ca și copiii ai voștri, copiii ai voștri vor rămâne și dacă vă convine și dacă nu vă convine. Pentru că copiii nu vin cu return policy, nu? Cu poliță de returnare. Ei vin și acum rămân. Și dacă au trecut 7 zile. Deci, dragii mei, dragi părinți care astăzi v-ați adus copii să închinați Domnului, creați spațiul în care Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin.